Vâlceanul George Alexander este convins că și celelalte familii de români care au trecut prin aceeași situație ca familia Bodnariu au dreptul să-și primească înapoi copiii luați de Serviciul de Protecție a Copilului din Norvegia, Barnevernet. Aceasta este cauza pentru care am pus pe picioare Asociația pentru Protecția Copiilor George Alexander. Noi vom lupta și pentru drepturile copiilor din România. Știu că avem copii care au o viață groaznică în propriile familii. Vom lupta, vom veni cu consiliere psihologică. George Alexander este originar din județul Vâlcea și de 20 de ani locuiește în Norvegia. În această perioadă a fost director la mai multe școli, dar a lucrat și ca ziarist și scriitor. În ultimii ani a fost însă director la două grădinițe din Oslo. Astfel știe foarte bine cum funcționează Serviciul de Protecție a Copilului din Norvegia. Acesta este și motivul pentru care a fost primul român care a luat atitudine în cazul Bodnariu. Dacă ai suspiciuni numai, nu suspiciuni rezonabile, numai suspiciuni așa, cu privire la situația unui copil, a unei familii, deci poți să informezi Barnevernet imediat. Care ce face? Care declanșează o anchetă și în cel mai scurt timp se poate alege praful de acea familie. Deși este bucuros pentru familia Bodnariu, care a primit copiii înapoi, George Alexander spune că va continua să lupte cu statul norvegian, pentru că mai sunt încă familii de români care își așteaptă acasă copiii luați de Barnevernet. Este vorba de sute de cazuri privind cetățenii români și este vorba de sute de mii de cazuri privind cetățeni de alte origini. Dar vreau să vă spun că am văzut filme, video, deci sunt atrocități. Ultima dată o familie din Maroc a fost complet distrusă de Barnevernet. George Alexander este hotărât să se restabilească în România alături de soție și de cei doi copii minori.